Încercăm azi un scurt tutorial în tirul cu arcul tradițional. Așa. Sper să ne lase câinii vecinilor, pentru că avem aici, București, un mic copil, pe lângă ce avem noi câini. Așa. Cele mai des utilizate și întâlnite arcuri în sălile de tir cu arcul sunt arcul tradițional fără fereastră, pentru fără suport de săgeată, și arcul tradițional cu suport de săgeată. Foarte multe întrebări în ultimul timp, și pe grup și în privat, și chiar nu am timp să le răspund tuturor, îmi cer mii de scuze pentru asta. Ce fac greșit? Vă rog frumos să-mi spuneți dacă am poziția corectă și mai departe. Înainte de a începe pe acest drum, pe această cale, aș vrea să vă spun că recomandată rămâne în continuare o sală de tir cu arcul și un instructor care este special antrenat ca să vă antreneze. E cea mai ușoară cale de a învăța, pentru că învățarea online se poate, este eficientă până la un punct. Startul corect se face față în față, exact ca și școala online. Am predat de un an jumate, nu are rost să vă explic ce rezultate am avut cu școala online în ultimii 2 ani. Așa că vă recomand o sală, un instructor. În cel mai rău caz, nu aveți o sală, un instructor, sunt conștient că nici eu nu am avut când m-am apucat și am tras vreo 2 ani de zile absolut greșit. De aceea vă recomand, căutați în zonă un arcaș, nu neapărat instructor. Un arcaș care să vă dea minimul de sfaturi, ca să aveți o bază de la ce porni, să aveți o fundație pe ce să clădiți, pentru că altfel e foarte, foarte greu. Nu imposibil, dar foarte greu. Să nu mai pierdem timpul. Arcul tradițional fără fereastră, fără suport de săgeată. O să fac 2-3 trageri și după aia o să vă explic. Acestea sunt săgețile potrivite cu arculețul nostru. Bun. Așa. Hai să tragem și cu ăsta alt. Aici avem alte săgeți, sunt un pic prea scurte pentru mine. De-aia nu o să duc ancorul până la capăt. Sunt arcul Oanei cu săgețile Oanei de 26,5. Bun. Mașma, fii cu minte. Deci primul meu sfat, înainte de orice, de a pune mână pe arc, este găsiți-vă forma. Nu există o formă recunoscută la nivel mondial. E forma mea, e cea corectă, restul nu trageți. Dacă nu trageți ca mine, nu trageți corect. Nu există așa ceva. Tirul cu arcul implică câțiva factori care într-adevăr trebuie respectați de absolut toți arcașii. Poziția față de țintă, avem țintă acolo, poziția profil perpendicular de țintă, implică folosirea mușchilor spatelui, asta la absolut orice tip de arc. Umărul să rămână în locașul lui frumos și găsirea unui ancor. Ancor point-ul, punctul de ancorare, este acel loc în care fiecare ne-l găsim în funcție de particularitățile și de vârstă și individuale. De exemplu, eu am o problemă cu spatele, altul are o problemă cu lombarul, nu știu, cu o vertebră. Deci trebuie să vă găsiți forma și poziția cât mai satisfăcătoare, astfel încât să fiți lăsați să lucreze mușchii spatelui. Nici într-un caz biceps, triceps și așa mai departe. Nu. Exact ca și cum, finuț vorbind, ca și cum i-ați da un cot în mână, un cot în prietenește. Nu în gură, ci prietenește unui alt arcaș. Așa că, urmăriți primul și cel mai important pas. O depărtare de umeri între picioare, centru de greutate pe ambele picioare. Văd foarte des chestia asta. Așa nu. Deci chestia asta cu pe un picior, așa nu. După aceea mai văd o din categoria așa nu. Tragem din brațe. Ia uitați cum stă cotul. Adică pur și simplu tragem din forță. Nu. O altă greșeală, din cauza puterii arcului, aici de obicei cei care startează cu un arc prea puternic, ca să compenseze, o să scoată umărul ăsta puternic în față, adică o să facă așa. Din nou total greșit. Poziția este o depărtare de umeri, ridicăm mâna exact ca și cum am dat o floare unei domnițe, da? Că tot a trecut luna martie. Bine, nu trebuie să căutăm motiv să dăm o floare, putem să o dăm oricând. Deci ridicăm mâna frumos spre țintă, cot ușor flexat spre exterior cu antebrațul, da? Nu strângem de arc,
nu este târnăcop, nici ăla nu se strânge. Împingem cu baza degetului mare, da? Tragem și eliberăm. Deci nu scoatem umărul în afară. Prima dată lucrăm poziția față de țintă și umărul. Să ridicăm mâna frumos, fără arc. Tragem cu mâna dreaptă și eliberăm. Da? Bun. Al doilea pas, urmăriți să, să vă lucreze spatele. Stabiliți-vă anchor point-ul. Eu acum vorbesc despre stilul mediteranean, tragerea mediteraneană, 3 degete, 1 deasupra, 2 sub, dar tot așa de bine puteți trage, tot atât de bine puteți trage și cu 3 under, adică 3 degete sub săgeată, nu afectează cu nimic. În acest caz, punctul de anchor poate să urce frumos pentru un stil de ochire mai curat. Deci, fără nicio problemă. Eu nu trag 3 under, am motivele mele. Este un stil foarte curat care duce la rezultate foarte rapide. Minim 10% îți oferă acest stil la orice, între doi arcași de același nivel, cel care va trage 3 under va avea o 10% acuratețe mai mare. Dacă mai folosește și săgeți carbon, mai crește cu un 10-12-15%. Deci la un concurs el din start va pleca cu un avantaj de 15-20% minim. Pentru că odată ce, acum aici sigur, va fi avantajat dacă nu va avea 7. Așa. La ochi este foarte curat, plus că putem face și acea eliberare, acel release curat în jos, fără să mai mișcăm corpul. Cred că Zelenski pleacă în vizită la Orban acum să-l convingă de ceva. Bun, următoarea fază și foarte importantă este anchor point-ul, mâna din spate și eliberarea. Deci după ce am lucrat poziție față de țintă, profil perpendicular pe țintă, ridicarea mâinii stângi, tragere la colțul gurii, să nu sărim așa repede peste punctul de anchor, care este foarte important. Deci punctul de anchor, nu există o regulă universal valabilă, e aici, e pe obraz, e sub ochi pe pomete sau sub bărbie, gen stil olimpic. Coborâm de jos, urcăm și eliberăm. E foarte bine în orice fel, atâta timp cât v-ați găsit forma și anchorul. Puteți să trageți absolut fără nicio problemă. Îi mai aud pe alții, nu poți să trag cu arcul drept. Serios, dacă ai un spine potrivit cu arcul, iubiților, spine-ul rezolvă. Nu stilul tău de tragere rezolvă traiectoria pe țintă. Sunt arcași cu experiență care n-au înțeles nici acum chestia asta. Deci nu tragem așa în stil hunting și înclinăm 30 de grade arcul. Ai nevoie de inclinația arcului. Doar dacă săgețele sunt prost făcute pentru arc. Deci înclinația de 30 de grade, de 35 de grade, nu se justifică decât dacă săgețele voastre sunt prea rigide. Deci asta a fost pentru arcașii cu experiență. Cu o săgeată potrivită cu arcul, poți să ții arcul absolut perfect drept, ca la olimpic. Cred că am zis arcul nou. Cam așa arată ținta noastră. După primele trageri, da? Bun. Deci nu există justificare pentru a face inclinații, pentru că noi nu avem de unde să știm, mai ales într-un teren accidentat, dacă am avut de data asta, la săgeata asta, am avut 25 de grade, la următoarea 30, 32, 33. Bine, un arcaș care deja are memoria musculară formată, deja e pe acolo, dar am auzit multe discuții. Trebuie înclinat arcul, la arcul tradițional. Care este explicația? În momentul în care am un arc de 40 de livre și spine-ul la lemn este 40 plus minus 1, 2, potrivit cu arcul, de-aia avem spine. Săgeata trebuie să reducă gripul săgeții, paradoxul arcașului să fie eliminat, tocmai prin spine-ul săgeții. Săgeata se îndoaie, ocolește mânerul, penele stabilizează și pleacă drept. Înclinația se face doar pentru cei care au stiluri de ochire clare, care n-au nimic în legătură cu tradiționalul și cu tragerea instinctivă. Deci acolo avem nevoie de aplecare ca să ne deschidem
unghiul de țintit, unghiul de focus pe țintă, sau nu știu cum să zic. Bun, să revenim. Deci, ancorul nu este un punct fix, ancorul poate fi la colțul gurii, alții bagă degetul în gură ca să fie sigur că e acolo, nicio problemă, nu e nimic greșit, alții coboară aici, alții pe obraz. Recomandarea mea este să vă găsiți forma, n-are importanță unde este, dar odată găsit să-l mențineți la micron, la milimetru. Adică pe obraz eu nu recomand sincer dintr-un singur motiv. Obrazul e atât de mare încât poți să am ancor și aici, și aici, și aici, și mai sus, și mai jos. Obrazul e foarte mare și nu am repere. Ce recomand eu este colțul gurii cu degetul arătător și eventual, degetul acesta, dacă o să urmăriți arcași olimpici, ei știu ce fac. Degetul acesta, în timp ce vine spre gură, se răsucește și intră sub bărbie, da? Adică, și fixăm. Încă o greșeală din rubrica așa nu. Nu înțeleg de unde, deci 99% din arcași începători. De ce trebuie să facem chestia asta? Ne-am distrus total câmpul vizual. După aia alții pleacă așa capul. Iar ne-am încercat să conduceți așa sau așa cu capul și o să vedeți cât de mult încercați să conduceți într-o zonă fără circulație. Și o să vedeți că vi se distruge total raza și câmpul vizual. Așa. Și ultima și nu cea din urmă, eliberarea. Eliberarea, în cazul arcului tradițional, trebuie să se facă la orice arc. Dar compound-ul are acel sistem de eliberare. Mă rog, olimpicul la fel. În cazul arcului tradițional este mai problematică. În cazul triunder, da, se poate face scurt. Nu mai avem săgeți pentru arcul nostru cu fereastră, așa că luăm celălalt arc fără fereastră. Aici vom trage în altă zonă ca să nu stricăm săgețile. Aici eliberarea se va face în cazul mediteraneanului un deget deasupra, două sub, urmând linia obrazului, fără să exagerăm, să dăm cu cotul, fără să deschidem degetele, pentru că în momentul în care deschizi degetele ai stricat total eliberarea. Deci frumos, curat, degetele trebuie să scape lin coarda și mâna din spate să păstreze traiectoria mâinii din față. Scurt. Reluăm de la zero. Acolo este ținta, profil perpendicular pe țintă, o depărtare de picioare, da? O depărtare de umeri, centru de greutate pe ambele picioare. Mâna stângă se ridică ca și cum am dat o floare, da? Nu suntem olimpici, nu întindem, nici nu știu cum se trage, nu dau sfaturi pentru olimpic. Nu întindem mâna, nu scoatem antebrațul în față, nu scoatem umărul în față. Deci ca și cum am dărui o floare. Mâna aici, întoarcem doar capul, da? Tragem, în momentul în care tragem, răsucim, ducem la ancor, nu contează că e aici sau aici. Mai încă o chestie din ciclul așa nu. Dacă îi dai unui începător un arc de 20 de livre, îl duce la ureche pentru că poate. Dacă îi dai un arc de 50, îl duce în fața gurii pentru că nu poate. Iubiților, că ai un arc de 20, că ai un arc de 30, că ai un arc de 100 de livre, tu trebuie să-l duci la punctul tău de ancor. Nu mai mult cu un centimetru sau cu 2 mm, nu mai puțin cu un centimetru sau 2 mm. Deci ancorul trebuie să fie fix. Aici, ca să nu mă leg doar de ăsta, să mă leg și un pic și de arcași mai cu vechime. Ce am întâlnit în concursul. Romi, poți să văd arcul ăsta, poți să trag de el. Cum să nu? Nu mă întreabă. Nu se uită la model. Are 1,25 m, are 1,30 m. Nu, frate. Deci îl întind om, și după aia zic, tu de când tragi cu arcul? De 10 ani, serios? Și cu asta a spus tot. Adică, dacă luați arcul unui prieten în mână, prima dată îl întrebați câte livre are, da? Întrebați-l până la ce draw este recomandat, până la, care este max draw-ul lui, adică care este lungimea maximă de întindere, că nu o să vă puneți să întindeți 32-33 de inci un arc de 1,20-1,25 m. Nu o să vă puneți să, nu știu, deci dacă ați primit un arc în mână, prima dată întrebați proprietarul sau constructorul sau nu știu al cui este, până la cât poate fi întins. Și în funcție de asta voi vă cunoașteți draw-ul personal și știți. Băi, aici am 27, cum am eu de exemplu, sau ai 29, sau ai 30, sau dacă ai 32 și arcul se întinde până la 28, îl întinzi 28. Asta din bun simț și respect față de cel de proprietarul arcului. Bun, să ne continuăm tutorialul. Poate că sunt un pic și par un pic exigent, dar în sportul ăsta, sau cel puțin așa sunt eu, nu există căi de mijloc. Căile de mijloc sunt, nu știu, poate în lap tenis.
poate în fotbal. Pui pasă, nu pui pasă. Aici nu există prea multe căi greșite, pentru că este un sport individual, chiar dacă se poate practica și în echipă după, dar la început avem nevoie să-l practicăm perfect individual. Pot să apară junghiuri, dureri articulare, o groază de mici, dar care afectează în timp, probleme de sănătate, și nu ne dorim acest lucru, plus accidente care țin doar și doar de noi. Atenție mare la siguranță atunci când tragem cu arcul. Urmăriți, dacă aveți un câmp deschis de 150-200 de metri, stânga-dreapta, pe linia de tragere, în fața liniei de tragere, să nu mai existe nimeni. Dacă sunteți dreptaci, cum sunt eu, fereastra e pe partea stângă, hai să zicem că dacă vrea cineva să arunce cu un disc de acolo, din dreapta, nici într-un caz pe partea săgeții, săgeata când va ceda, va ceda spre stânga. Dacă sunteți stângaci, va ceda spre dreapta. Deci fiecare aceste detalii trebuie luate în considerare. Dacă vă aruncă cineva un disc și sunteți dreptaci, să-l arunce din dreapta, nici într-un caz din partea stângă. Dacă sunteți stângaci, să-l arunce din stânga, nu din dreapta. Da? Asta în cazul celor care trag mediteranean. La inelari este invers, pentru că inelarii trag pe partea opusă și așa mai departe. Deci vedeți, fiecare lucru este important. Deci, în cazul arcului tradițional, fără fereastră, aceeași chestie, dacă avem spine-ul potrivit, poți să țin arcul drept. O înclinație de 3, 5, 7 până în 10 grade, care e aproape insesizabilă, e ok, dar nu 25, 30, 35 de grade. Pentru că un arc bine făcut, chiar dacă este tradițional, am văzut o groază de arcuri în comerț de serie, mă exasperează. Deci aici se îngustează și aici iar se îngustează, merge și iar e lat dintr-o dată. Ai o zonă de trecere a săgeții de 1 cm aici, de 22, 23, 24 și gata. Nu, fraților, la un arc bine făcut, zona de trecere a săgeții trebuie să fie urmată de minim încă 1-2 cm, dacă nu 3-4, cu aproximativ aceeași lățime. De ce? Pentru că balistica este una ascendentă. Săgeata va pleca din arc și dacă dintr-o dată umerii se lățesc, ca să, Doamne ferește, să nu compromitem fibra de sticlă sau rezistența arcului, așa, că nu știm noi face, dintr-o dată îl lățim. Adică l-am îngustat doar cât e palma, 9 cm, 10 cm. Aici este lățimea unui palmei la un arcaș de 1,70, 1,85 până în 1,90, până în 10 cm maxim. Ne referim la această lățime. Deci a prins omul cu mâna, are aproximativ 9 mm, 1 cm cât e săgeata și dintr-o dată săgeata este la eliberare deviată mult spre stânga. Atunci sigur că va trebui să încline săracul arcul ca să lovească și el ținta. Dar la un arc bine făcut, aceste detalii sunt eliminate din construcție. Eu trag cu arcul ăsta perfect drept dacă am săgeata spinată și potrivită perfect cu puterea lui. Power of Havila.